spun, mie îmi pare că este foarte important. Eu nu sunt decât atâta, omul care mă vede. Sunt destul de îndrăzneț și atât de vorbăresc, dar am și eu ceva de spus. Că-s copil de-a lui Iisus. Deci iubirea lui cea mare n-are lumea asemănare. Lumea ea a zbunește. Nu știi cine ce gândește nici atunci când îți zâmbește. Fraților, vorbesc acum la ai mei și la ai tăi, la cei buni și la cei răi, la cei mici și la cei mari, și la cei ce-s cărturari, și la cei ce-s farisei, și-s cu maștile la ei, tuturor ce vor în viață să slujească pe Iisus. Eu atât am de spus. Dacă vrea cineva să aibă parte cu acei răscumpărați, trebuie cu tot să știe în Hristos, noi suntem frați. Amin. Nu trăiesc frăția în zadar, mie poezia. Dacă ești cu două fețe în zadar, mai dai povețe. Dragostea, să știi, ne adună. Dragostea nu se răzbună. Se înfrățește, dragostea adevărată este binecuvântată și sfârșește glorios, căci în frunte e Hristos. Dacă simți că nu ai pace, dacă ești așa cum ești, vino și te pocăiește, că viața pe pământ nu e lungă, se sfârșește. Dacă vrei să ajungi sus, după cum eu a